Hello, my lovely loves! Astăzi o să povestim despre Cluj, despre cum a fost la Cluj, luați-vă o cafea cu voi, luați-vă ceva de băut. Eu am o coffee aici cu mine, gata, pregătită și haide să povestim pentru că m-am gândit eu că este prea lung clipul. Fac și clipul ăsta să vă povestesc despre Cluj cât mai am informația proaspătă, să zicem, în minte. Așa, pentru că am trecut ceva timp de când am venit de la Cluj, pentru că de la Cluj am trecut și pe la mama, dar ajungem și povestim despre toate astea. Știți cum făceam la final de clipuri din asta de călătorie, vă povesteam așa, vedeam cu impresii, pentru că mie îmi place mai degrabă să arăt imagini, să vă arăt imaginile și să vă povestesc după aceea. Ei, am zis că nu mai are loc porțiunea aia și atunci facem un clip separat. Dacă nu ați văzut clipul, primul clip, vi-l las în descriere, vă duceți, vă uitați la el și după aceea puteți să veniți să vă povestim sau să ascultați impresiile mele sau puteți să ascultați impresiile mele și să vă uitați la acela după ăsta, cum vreți voi, nu contează. Ideea este să, dacă le vedeți pe ambele, eu vă sunt super recunoscătoare. Deci, am fost la Cluj, la Pebbles. Pebbles-a mea a venit în România, este... un pic, are o puțin de timp liber și zice, vino că acum sunt singură și putem să ne plimbăm. Și zic, ok, eu n-am mai fost pe la Cluj niciodată, am mai avut eu tentative să mă duc la ea, dar n-am reușit și uite așa am ajuns la Pebbles, la Cluj. Și primul șoc a fost clar faptul că am plecat de la aproape 30 de grade de aici, am plecat de la vară și m-am trezit la iarnă. Ea mi-a zis, vezi că plouă. Mi-a zis că e rece, dar zic, două zile, după aia se îndreaptă vremea, las-o în pace, se îndreaptă, de unde? Am plecat cu rochii după mine, am cu sandale, cu știți, așa, noroc că mi-am luat și pantalon și altceva, că altfel muream acolo, deci înțepeneam. Dar nu mi-a trecut și mie prin cap, în afară de două tricouri, să iau, nu știu, mai multe bluze sau să iau mai multe schimburi ca să am poze, că n-am făcut, apropo de asta, nici nu prea am făcut poze, dar nici nu prea mi-a ars, sinceră să fiu, nu prea mi-a ars de poze, de făcut poze, m-am dus mai degrabă să văd Clujul, să văd atmosfera din oraș, să văd orașul. Azi că, bă, pentru poze poate ajungem altă dată. Bun. Și prima oprire, după ce am ajuns, nu în ziua în care am ajuns, a doua zi, a fost pentru că ploua și speram ca totuși să nu se să nu plouă toată ziua, a fost la grădina botanică, care mi-a plăcut foarte, foarte tare. Să știți că este foarte frumoasă grădina botanică din Cluj și merită să o vedeți. Noi am prins și o expoziție de plante carnivore, care n-a fost ultra senzațională, dar a fost drăguțică. Și ce mi s-a părut foarte interesant la Cluj și la grădina botanică a fost că intrarea a fost, nu știu, 10-11 lei, ceva de genul ăsta și puteai să vezi tot. Adică nu era ca la București că trebuie să plătești la sere separat, că nu știu ce. Nu, frate, plătești 10 lei la intrare și salutare. Asta este, te duci peste tot. Și este mult, mult mai mare. Deci noi am parcurs undeva la jumătate spre 3 sferturi din grădina botanică, am văzut-o și mi-am dat seama din turnul de apă, când am urcat în turnul de apă, cât este de mare și plus că am și văzut-o sus după aceea când am fost să vedem panorama și am mai trecut pe lângă ea și mi-am dat seama că este mult mai mare. În primul rând că este mult mai mare decât aia de la București și în al doilea rând că este mult mai bine organizată și mult mai curată și mult mai frumoasă. În București, la slavă cerului, este o parte, știe toată lumea, dacă ați fost prin grădina botanică, este o parte unde cresc bălăriile ca la mine pe câmp, că de ce nu să fie natura și ea în voie, că da, e grădină botanică, nu? Foarte frumoasă și mi-a plăcut foarte mult și plus foarte, foarte multe flori. Iarăși, oamenii s-au îngrijit să existe flori înflorite tot timpul, ceea ce în București nu prea am văzut. Adică după ce trece perioada aia de primăvară, început de vară, cam după ce trec trandafirii și s-a cam terminat cu trandafirii, nu prea mai e ce să vezi, în afară de frunze verzi și dacă n-ai unde să te duci, te duci în grădina botanică, nu prea mai e flori de văzut. Adică mie mi s-a întâmplat să mă duc undeva și spre final de vară în grădina botanică din București și n-am prins nimic, da? Ceea ce a fost minunat, adică n-am văzut flori. Aici erau flori, cu toate că era frig și cât în vieții trandafirii aproape că erau degerați, erau multe, multe flori și foarte frumos. Deci mi-a plăcut foarte tare că a fost super îngrijită, iarăși. Lucru care dă un nume bun Ardealului, because, da? Așa, și că a fost și
Și este mult mai mare. Deci vă recomand cu mare drag să mergeți, pentru că mie personal mi-a plăcut. Și nu știu, dacă vreți neapărat să mergeți, să mergeți într-un parc. Așa, am fost și în parcul central de acolo din Cluj, dar mai mult mi-a plăcut în grădina botanică. Și v-am zis, intrarea super ieftină. După aceea, fix după grădina botanică, imediat după, ne-am dus să mâncăm la Clausen Burger, care este un restaurant pe acolo, prin centru, că cam toate sunt prin centru, pe acolo, prin zona aia. Și asta foarte bun restaurantul, este cu panoramă, este restaurant din ala fisticiu și arată bine, arată ok. Singura problemă a fost că pe băl s-a insistat să stăm afară, să degerăm pe frigul ăla, pentru că cineva trebuia să fumeze, că de ce nu? Așa, lucruri pe care știți cât de mult îl iubesc eu, dar hai să zicem că m-am sacrificat. Vara, clar, este de mers acolo și pe interior. Restaurantul arată foarte bine și mâncarea a fost bună. Eu am mâncat paste. Inițial vreau să încerc un burger, dar nu mi-era atât de foame încât să intre un burger. Prin urmare, am mâncat paste și au fost bune. Au fost niște paste chiar foarte, foarte bune, cu ceva cu parmezan și nu știu ce mi-am mai luat, dar ceva bun, bun de tot. Apoi am mai avut o zi în care ne-am plimbat prin centrul orașului, mi-a arătat pe băț așa că am tot centrul ăsta istoric, tot centrul vechi, cu clădiri vechi, foarte frumoase, deci superbe. Eugenia, cred că dacă să duce acolo leșină, nu să mută acolo direct, pentru că este superb. Și ce-mi place cel mai tare este că le-au renovat și le-au conservat, practic, și le-au păstrat așa cum erau ele. Chiar am filmat una din clădirile din centru, care este păstrată cu toate detaliile ei, așa, este, nu știu, mi-a zis pe văd ce e acolo, pe colțul ăla, vis-a-vis de librăria aia universitară sau universității, nu știu, ceva de genul ăsta, vis-a-vis de ea este clădirea aia de pe colț, aia este minunată, este superbă, este divină și arată absolut extraordinar și e renovată și repecalul pe băs constant era: da, acum că ai venit tu, sunt renovate, dar până acum eu le-am văzut numai cu schele, că nu știu, da mă, că pentru mine le-au renovat, așa e, cum să nu, așa. O să vă zic așa mare, cam pe unde am mai fost și unde merită. Am mai fost în două rânduri, în două serii am fost la Che Guevara. Este un fel de pub din ăsta așa, mai fisticiu, care mie mi se pare că arată super bine, este foarte drăguț. Singurul lui mare minus este că tot Clujul se duce acolo. Deci când ne-am dus, abia am găsit o masă. Am găsit o masă în condițiile în care plecau două persoane când am venit noi. Că n-am avut inspirația să ne facem rezervare, nici prima, nici a doua oară și deci efectiv tot Clujul, toți oamenii tineri, cel puțin din Cluj și nu neapărat tineri, sunt în Che Guevara, acolo îi găsești. Deci nu știu, dar este foarte fain, au niște lumânări de la intrare, l-am filmat, au lumânări așa în borcane la intrare și aproape tot iluminatul lor este făcut cu lumânări și arată foarte bine și așa o atmosferă din asta de anii 20-30 cumva acolo și muzica e adaptată și arată foarte, foarte bine. Am văzut că au și narghilea, n-am luat narghilea, ne tenta la un moment dat, dar n-am vrut. Sunt foarte bune cocktailurile acolo. Deci pot să confirm că sunt foarte bune cocktailurile. Pentru mine, ca să înțelegeți, pentru mine un local de genul este bun dacă au margarita bună. Și acolo au una dintre cele mai bune margarita pe care le-am văzut băut la noi. Deci da, așa că merită. Și merită pentru atmosferă. Dar v-am zis, este plin. Nu știu când nu e plin. Acum am zicea pe bols că e și pentru că vin studenții, habar n-am, nu știu când nu e plin, dar dacă prindeți un moment când nu e plin, dacă nu vă place aglomerația, mergeți. Un alt loc care mi-a plăcut foarte mult, tot așa de atmosferă, a fost la Olivo. Acolo, în schimb, nu a fost cine știe ce pe partea de mâncare. În meniu, cel puțin, nu aveau niște chestii, în afară de bruschete, ceva paste, care nu păreau prea interesante. Nu știu, nu mi s-a părut ofertant meniu de mâncat. Dar în sine așa e foarte frumoasă pentru o cafea, să te duci pentru o cafea, nu știu, poate au un meniu din asta, cum se mai întâmplă în București, să aibă meniu de vară, meniu de toamnă, meniu de iarnă, nu știu, poate, nu știu. Dar așa, de atmosferă e foarte fain, eu am băut un ceai acolo, dar n-am stat să mâncăm acolo că nu ne-a... Și în ziua aia ne-am dus la Banfi, da.
la Banfi, unde vreau să ajung, pentru că vă ziceam și în vlog că vreau să ajung ca să văd castelul. Da, nu e mare lucru de văzut, adică e cumva, după spusele domnului de care ne-a dat biletele, că am vorbit puțin cu el, după spusele lui, este cumva impresionant ce s-a făcut până acum la Banfi, dar nu e mare lucru. Adică dacă stai să te uiți așa overall, încă mai este foarte, foarte mult de lucru și încă mai au mult de restaurat la castel și la anexe și la toate cele și încă nu pare să dureze, că nu pare că o să se întâmple prea curând, dar mă rog, e concesionat pe 50 de ani, prin urmare au timp să îl facă frumos, dar se lucrează, adică ce am văzut că au restaurat frumos. Așa n-am putut să vedem foarte mult din castel pentru că era închis fix fiind pentru că se restaura aripa aia principală din spate cu ușile alea frumoase pe care le-am filmat. Aripa aia fix acolo se restaura, acolo urmau să pună chiar în săptămâna aia sau am înțeles dușumelele. Și de aia nu se putea intra, am intrat prin față, pe o parte și n-am văzut mare lucru decât pereți, voi. Tot și niște anexe, acolo unde intrau, unde lăsau cai. Mă rest, da, nu, adică am vrut să-l bifez, ăsta a fost mai degrabă un loc din ăsta pe care na, îl asociam eu Clujul și am vrut să-l bifez, dar nu e musai să mergem. Muzeul de istorie avea o colecție temporară egipteană cu o mumie și câteva exponate și a fost prima mea întâlnire cu o mumie, dar știu că alții s-au mai întâlnit cu mumie în alte muzee din Europa, eu nu. Și a fost prima mea întâlnire cu o mumie, ne-am salutat, ne-am pupat, mă rog, de la distanță, și am povestit puțin și, da, simpatică mumia, foarte simpatică. Și muzeul, interesanțel, cu istoria Clujului, sunt câteva povestioare, dacă aveți răbdare, mie mi l-a citit pe bază de pe panourile alea și sunt câteva povestioare haioase cu judecători, cu oameni acuzați de vrăjitorie, cu, mă rog, dacă vă duceți să le citiți, dar nu sunt foarte multe exponate, wow! Știți, e firesc într-un fel, pe de altă parte mă gândesc că ar fi fost, fiind unul din orașele mari ale Transilvaniei, mă gândesc că ar fi trebuit să aibă mai multe exponate importante sau, nu știu, poveste, așa, dar da, sunt, au, mă rog, prima parte unde am intrat eu, noi sunt așa, chestiile astea, zarzavaturi, nu știu, de pe vremea comunismului dinainte, de pe la breslele meșteșugarilor, sunt o grămadă de chestii. După aia am dat în zona cu expoziția aia temporară cu mumia, unde a fost și fetița aia foarte simpatică care a zis oh my gosh, ce tabletă aveau egiptenii, deci a fost foarte haioasă, da, păcate n-am prins-o pe cameră. Dar, da, a fost mult mai simpatică decât sună, așa. Și pe lângă asta, după aceea urci la următorul etaj, la etajul 2 și acolo e expoziție din asta cumva istorică cu relicve rămase de pe vremea romanilor și de pe vremea dacilor cu, mă rog, istorie, basically. Interesanțel, drăguț, adică merită văzut, nu este wow, adică nu o să vă lase, nu o să vă dea pe spate, dar e interesant, adică dacă tot m-am dus acolo, am vrut să-l bifez, n-am ajuns la muzeul de artă, n-am mai avut timp să ajungem și acolo, dar oricum am fost în suficient de multe locuri, adică am văzut multe, multe locuri. Un alt loc unde am fost și mi-a plăcut foarte tare, spre finalul excursiei, am fost la Parcul Etnografic și vă ziceam eu că e ca un fel de muzeul satului de la București, dar puțin mai răsfirat. Are mai mult spațiu sau mi se pare mie că are mai mult spațiu pentru că nu sunt atât de multe case. Stați așa că mai am harta. Că am luat-o cu mine, bineînțeles. National... no, așa, cam așa e. Cam asta e suprafața, nu știu cât de bine vedeți. Cam așa este. Am pus și în clip, cred că, asta. Sunt ceva căsuțe, adică nu puține. Sunt ceva, sunt trei biserici din astea maramureșene, superbe. Sunt ceva case, adică nu poți să zici că
puține, puține. Mi se par mai puține ca la București. Sau poate pentru că la București sunt mai înghesuite, n-au atâta spațiu, habar n-am, nu știu să vă zic. Cert este că mi-a plăcut foarte mult acolo pentru că este foarte frumos, este îngrijit, este curat, este liniște, nu mai zicem că fiind în afara orașului, este liniște. Oricum, Clujul este un oraș super liniștit, dar imediat ajung și la asta ca să termin cu parcul. Merită să-l vedeți pentru că sunt case din zona Transilvaniei, în special din zona asta Cluj, Bistrița și din zona asta Maramureșului, deci pe partea aia de sus, așa. Sunt case, sunt foarte frumoase, sunt bine conservate, se lucrează la unele din ele, se lucrează să se restaureze, păstreze și merită să mergeți, mai ales că tot așa biletul e undeva la 10 lei, adică, nu știu, au niște prețuri din astea la muzee, deci peste tot am plătit unde a fost vorba de muzeu sau de intrat, de plătit intrare, am plătit 10-11 lei, adică nu știu dacă am plătit undeva mai mult de 11 lei sau cred că la muzeul de istorie să fi plătit mai mult. Nu, cred că muzeul de artă costă mai mult intrarea, că mă uitam pe bilete, pe prețurile la bilete și cred că la muzeul de artă costă mai mult, dar în rest peste tot a fost 10-11 lei intrarea, adică ceva de genul ăsta. Nu mai aduc aminte exact pentru că uneori am plătit eu, uneori am plătit separat, depinde. Dar ca idee, sunt infime prețurile, adică chiar merită să mergeți peste tot să le vedeți dacă ajungeți în Cluj. Stați că mi s-a închis camera și s-a mutat și soarele și se vede fix pe fața mea. Dar ziceam de parcul etnografic din Cluj că mi-a plăcut foarte tare. N-am ajuns, mai este și muzeul etnografic unde sunt costume populare și așa mai departe, tot ce ține de partea asta de tradiții și chestii populare. Next time o să-l vizitez și pe ăla și o să-l bifez și pe ăla, dar între parc și costume populare, parcă am preferat parcul și a fost o alegere minunată, plus că am prins o zi absolut superbă. Cred că aia a fost cea mai frumoasă din zilele pe care le-am prins și am mai avut vreo două, dar în total așa a fost, per total a fost frig. Dar ziua aia când am fost la parcul etnografic a fost cel mai cald și cel mai frumos și merită să mergeți pentru că e super liniște și e plăcut acolo și nu e aglomerat și nu e nimeni și sunt ghizii de acolo care sunt atât de dispuși să vorbească cu tine, să-ți povestească, să-ți... Na, sunt foarte calzi, adică se simte căldura aia specific ardelenească pe care noi aici în sud nu o avem. Îmi pare rău că nu reușesc tot timpul să fac comparația asta și separarea asta regională, dar există și nu e dată de o, nu știu, poveste și nu e dată de, nu știu, alte lucruri, ci e dată de simplu fapt că oamenii chiar sunt diferiți, băi, acolo chiar sunt diferiți. Da. Ah, știți unde am mai mâncat? Am mai fost la o pizzerie căreia nu pot să-i spun numele pentru că Pebbles mi-a interzis să-i spun numele, fiindcă nu vrea să devină populară și nu vrea să devină super aglomerată și super cunoscută și să știe toată lumea de ea. Deși nu înțeleg, dacă îți place un loc, de ce nu l-ai promova ca să, tocmai, ca să reziste în timp, pentru că nepromovându-l așa, dar oricum vi-l las în descriere, că oricum v-am lăsat și la clipul trecut și la ăsta o să vă las link-uri de la toate locațiile în care am fost și pe care le-am văzut, fie cu informații, fie Facebook-ul lor sau site-ul lor, sau, ca să puteți să vă faceți o idee mai bună, dar am fost la pizzeria asta, care cumva încearcă să fie tipic italienească. Mi-a plăcut, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate. Ea e nebunită după treaba asta. Ea e... acolo este centrul universului ei. Da, nu... a fost ok. Adică pizza aia a fost ok. Ea zice că nu putea să mănânce decât jumătate de pizza. Eu și mâncat o pizza. Probabil că mâncam toată pizza aia întreagă, mă simțeam altfel. Dar așa cum am plecat și încă mi-era foame, pentru că a trebuit să împart pizza cu ea, fiindcă ea a zis că nu poate să mănânce decât jumătate de pizza. Eu la pizza nu țin cont, adică la pizza se mănâncă tot și mult, că e pizza, da? Deci nu, la pizza nu discutăm, acolo este la grămadă, mult. Așa și eu mănânc pizza mare, de obicei o pizza mare singură. Și probabil de aia, da, nu știu să zic, atmosfera ok, iși, nu știu, am nimerit într-adevăr, nu era multă lume acolo, ceea ce a fost
bine, dar da, nu pot să zic că avea. Mi-a zis că înainte de renovare, pentru că au renovat restaurantul, înainte de renovare chiar avea un feeling din ăsta mai italienesc, așa, de adevăratele. Acum, dacă e să mă întrebați pe mine, cumva seamănă mai mult cu Grecia, adică aducea mai mult a Grecia decât a Italia, dar da, mă rog. Da, e de, dacă vreți o pizza ca la mama ei acasă, normală, nu din aia cu de toate și cu tot felul de amestecături și așa. Dacă vreți o pizza normală, de adevăratele, este bine să mergeți să treceți pe acolo. Numai ca impresii generale despre oraș, mie mi-a plăcut foarte mult. Am fost și mall-uri, deci asta n-am mai filmat, că n-avea sens. Am fost și mall-uri, am văzut și partea aia de Cluj, care a fost construită pe vremea comunismului, cu blocurile alea comuniste, care, da, arată oraș comunist tipic, da, am văzut și partea aia, adică n-am fost numai acolo în centru, dar evident, bănuiesc că Cluj este cunoscut mai ales pentru partea aia din centru și toată lumea se duce să vadă partea aia din centru și este foarte ok partea aia din centru, mai ales că este renovată și renovată frumos și sunt multe clădiri care am înțeles că urmează să fie renovate și se vede că se lucrează. A, ce n-am mai bifat? N-am mai bifat asta, Catedrala Ortodoxă, că vreau să intru și acolo, dar bănuiesc că e ca orice catedrală ortodoxă, adică nu cred să fie mare spectacol. În rest, am fost la Catedrala Mare, la aia mare din centru, la Catedrala Sfântul Mihail, că am înțeles că multă lume nu știe, care chiar și cei din Cluj nu prea știu cum o cheamă biata de ea, da, este, sau ce hram poartă, este Sfântul Mihail. Și eu am aflat de la mama, mi-a zis mama când a văzut magnetul, că bineînțeles mi-a luat magnet cu catedrala și mi-a zis, zicea, asta e catedrala Sfântul Mihail din centru, din Cluj. Mama n-a fost niciodată în Cluj, dar știa, mă rog, evident. Da, și am aflat și noi cu ocazia asta cum se numește catedrala. A fost și la cea franciscană, care și acolo am înțeles că se renovează ceva, se lucrează și acolo. Da, revenind la ce ziceam, centru foarte frumos și curat și ordonat și se vede, adică se vede rigurozitatea aia nemțească, ungurească, ardelenească, se vede, se simte. Trust me, dacă stai toată ziua în București și dacă umbli în București și dacă... Că pe băs era cumva contrariată, că de ce mi se pare atât de wow, pentru că am termen de comparație, ea n-a stat atât de mult în București, adică ei, într-adevăr, îi se pare Bucureștiul haotic, îi se pare mare și nu reușește să facă legătura cu zonele din București, dar n-a stat ca mine și nici eu nu pot să zic că m-am dus în toate zonele din București, dar cel puțin centrul l-am bătut destul, zonele astea de la centru spre nord le-am văzut, adică îmi fac o vagă idee și știu ce oameni sunt aici și credeți-mă că sunt 100 de ani peste București și nu exagerez, deci nu e vorba nici de politică, nici de nimic, dar chiar sunt peste, Clujul chiar dă senzația că a luat-o înainte, așa, s-a dus și pe noi ne-a lăsat în urmă și a uitat de noi. Ceea ce pentru Cluj chiar e bine, să simte diferența asta, fie că vă place sau nu, fie că vă ofensează remarca asta sau nu, dar se vede diferența, credeți-mă pe cuvânt că se vede diferența. Da, poate economia în sine nu este aceeași, că Bucureștiul este cel mai mare oraș, dar la nivel de calitate umană, la nivel de curățenie, la nivel de organizare, este mult peste București, trust me. Deja Bucureștiul este lău de tot. Iarăși un aspect pe care nici măcar nu l-am remarcat eu, ci l-a remarcat altcineva, că vorbeam la telefon și mă întreba unde ești și zic pe stradă, cum? Doamne, iartă-mă că nu s-aude nicio sirenă, nu s-aude niciun claxon. Da, pentru că nimeni nu claxonează acolo. Adică sunt foarte rare situațiile în care claxonează unul în disperat sau chiar când trebuie să claxoneze. Toată lumea când vede o ambulanță sau o mașină de poliție să dă din fața ei, nu trebuie să pună girofarurile, nu trebuie să urle, nu urlă nimeni, toată lumea e liniștită. Dacă ți-a luat o jumătate de secundă să vezi verdele, nu te atenționează nimeni. Deci da, cel puțin din câte am văzut eu, poate că, na, dacă sunteți șoferi în traficul din Cluj, poate vi se pare altfel. Da, este aglomerat,
că zicea Pebbles că o să vezi că e aglomerat și nu o să mai placă. Da, este aglomerat, într-adevăr, este normal, este un oraș metropolitan și este firesc să fie aglomerat, dar aglomerația aia, având în vedere că oamenii sunt disciplinați, se simte altfel. Adică, credeți-mă pe cuvânt că altfel se simte să stai în aglomerația aia unde toată lumea își respectă banda sau majoritatea, că n-am mai sunt și acolo uscături, bineînțeles. Se simte altfel aglomerația aia unde toată lumea își încearcă să respecte regulile de circulație și unde, de unde față de un oraș unde toată lumea încearcă să le încalce ca să-i fie lui bine, știți? Să simte diferența mare de tot, mare, mare, mare. Așa, și se circulă, spre deosebire, în momentul în care se zice că e aglomerat, se circulă față de București. Deci nu în București când ai spus că e aglomerat, păi e totul blocat. Nu te miști. 45 de minute acolo înțepenești în locul ăla. Nu, aici te miști, nene. Adică nu. Într-adevăr, e aglomerat, dar te miști. Da? Și o să-i recunoașteți foarte ușor pe bucureșteni în traficul din Cluj. Just saying. O să-i recunoașteți foarte ușor, da? Da, o mare problemă pe care o am într-adevăr este cu parcările. Și știu că Pebbles nu mă iartă dacă o ratez să zic chestia asta, da. Nu au încă probleme grave cu parcările, că nu sunt, și alea de sunt foarte scumpe. Adică acolo în centru, pe lângă catedrală, pentru 3 sau 4 ore de parcare a plătit 45 de lei, ceva de genul ăsta, adică da, scary. Și putea să fie și mai rău. Au duminica au liber, au gratis, numai să găsești un loc. Sunt zone unde parcarea e și 4 lei sau așa, dar sunt și zone unde e foarte scumpă, dar nu prea sunt. Adică ideea este că oamenii ar plăti parcările, dar nu sunt așa și, da, nu știu, să se facă. Bănuiesc că se lucrează la treaba asta, dar fiind un oraș în care e în continuă mișcare, e greu. Adică înțeleg și din punct de vedere administrativ că e greu, dar asta așa, dacă vă duceți cu mașina, just be aware, da? Mai bine o lăsați undeva mai departe, că ajungeți și fără mașină. Iarăși, mijloacele de transport în comun sunt foarte ok. Am văzut autobuzele, tramvaiele sunt MOV, ca la Timișoara, sunt noi, sunt frumoase, sunt bine organizate. Încă au sistemul cu bilete de hârtie, ceea ce mie mi s-a părut foarte ciudat, și poți să ai și cartelă cum ai la București sau poți să plătești cu cardul, ceea ce mi se pare foarte ciudat, adică de ce să mai toci hârtie dacă ai alte alternative, dar mă rog, le-au pus pe toate, ca să înțelegi. Poți plăti prin SMS, poți plăti prin ce vrei tu, numai să plătești, adică numai să așa, ceea ce oamenii fac, că sunt de cuvincioși și cu bun simț, nu ca aici. Așa. Și în rest, da, am mai fost la cafenea, trebuie, dacă mergeți în Cluj, să treceți pe la Sisters, pe la cafenea. Este foarte aproape de centru, este chiar acolo aproape de centru și de librăria aia a universității, universitar sau universității de care v-am zis. Este foarte, foarte aproape acolo. Și au cafea super, super bună, că de-aia m-am dus de două ori. M-am dus și într-o zi când o așteptam pe Pebbles că avea niște treabă și m-am dus să bună cafeaua, adică chiar e bună și știți că nu zic des chestia asta despre cafea, pentru că în general eu mă mulțumesc și cu o cafea mai proastă, dar acolo chiar e foarte bună. Am băut cappuccino cu lapte vegetal și a fost foarte, foarte, foarte bun. O altă mare diferență pe care am văzut-o între Cluj și București a fost la nivelul de fițe și cu ocazia asta fițoșii noștri din nordul Bucureștiului pot să stea jos, să ia lecții, că mai au mult de învățat. Acum, la nivel cultural, înțeleg toată ideea asta cu fițele și cu aerele. Mamă, deci... niște ochi dați peste cap acolo și niște mofturi și... Nu. Dacă îi vreți așa ceva, dacă sunteți amatori de așa ceva, trebuie să vă țineți bine, ca să poți întreține pasul și la nivel de fițe. Că și la nivel de fițe și figuri, ăia care fac fițe și figuri, că nu toți fac, sunt peste ăștia din nordul Bucureștiului, mult, multe clase peste. Deci ăștia ar trebui să se ducă să ia lecții de acolo. Sau nu, depinde de după caz. Deci încă, da, nu, te duci numai prin mall, numai prin mall și câte
gene date peste cap și câți ochi dați peste cap și câte mofturi vezi, nu. Eu am prost obicei de a observa chestiile astea și le-am observat atât de repede, nici n-aveți idee. O, oh, Doamne! V-am zis, la nivel de cultură, înțeleg, când e un oraș din ăsta așa în expansiune, este firesc să atragă și foarte mulți oameni care au un nivel de cultură foarte jos și atunci au impresia că compensează prin aere și prin figuri și prin branduri și prin de-astea, știți? Dar oricum sunt și la categoria asta de fițe, sunt peste București. Da, sunt peste București. Deci, da, cine zice că Clujul a luat-o înaintea Bucureștiului are dreptate și sunt perfect de acord și da, acum am putut să observ și eu chestia asta pe propria-mi piele, dacă vreți să zic așa. În rest, ce ar mai fi de zis? Că mă tot bătea la cap pe bolți cu prețurile, că sunt mari, nu mi s-au părut mari, mi s-au părut pentru un oraș în dezvoltare și un oraș atât de cosmopolit și atât de divers, mi s-au părut niște prețuri normale. Evident că sunt și situații în care se exagerează să sare calul, mă rog, îmi explica aia de niște manicuri la anumite saloane de 400-500 de lei, da, bine, știți cum e, prost nu e cine cere, prost e ăla de dă. Așa că, na, depinde și de cine dă banii ăștia, dar, na, în rest, la restaurante, așa, prețurile mi s-au părut normale, adică, având în vedere că este un oraș dezvoltat, un oraș în care evoluează, e firesc și prețurile să crească, nu-ți permiți, nu te duci și asta este. Stai acasă. Da? Deci dacă, na, e simplu. Da, frumos, mie mi-a plăcut Clujul, în cazul în care nu s-a observat din tot clipul ăsta, mi-a plăcut tare Clujul și mi s-a părut interesant și mai merg cu mare drag. M-am întâlnit și cu o urmăritoare la librăria universitară sau universității. Așa, m-am întâlnit și cu ea și te pup dacă te uiți și mulțumesc că m-ai abordat, pentru că în general văd că se mai uită lumea la mine și îmi fac tot felul de scenarii, îmi prind în cap de ce se uită lumea la mine și nu știu dacă mă recunoaște pe internet sau și cu ocazia asta dacă mă vedeți pe undeva, să nu vă fie frică, chiar dacă sunt cu cineva, abordați-mă fără nicio problemă, că mie îmi face plăcere să vorbesc cu voi și să vă văd și mă umple de energie să vă văd și eu și să cumva să cunosc și eu pe oamenii din My Nico Family. Și da, cam asta a fost despre Cluj, cu impresiile mele despre Cluj, sunt numai bune din punctul meu de vedere și e un oraș care sigur o să rămână acolo sus în topul preferințelor și o să mai merg cu mare drag când o să mai am ocazia, pentru că e frumos și mai am multe de văzut acolo și mai sunt lucruri de văzut, nu doar ce am văzut eu. N-am avut chiar timp infinit la dispoziție ca să stau așa. Acum m-ați tot întrebat dacă m-aș muta în Cluj. Mă, nu știu dacă... Adică m-aș muta în Cluj pentru curățenie, pentru civilizație, pentru... E cam ce-mi doresc eu de la un oraș, așa. Dar în egală măsură îmi dau seama că, nu știu... sunt niște diferențe față de București la care nu știu dacă aș putea să renunț, să zic. Dar nu se știe niciodată, adică dacă ar fi... Why not? Adică dacă mi s-ar avea o oportunitate bună, poate m-aș muta în Cluj, adică nu zic, nu. Și după clipul ăsta ar trebui să intrăm în normal cu stilul nostru, cu programul nostru de postare, pentru că am fost destul de haotică în ultima vreme. De la Cluj m-am dus la mama câteva zile, trebuia să stau un pic mai mult la mama, dar intervenind ceva și a trebuit să vin mai repede acasă, îmi propusesem să stau mai mult, plus că era frig. Așa, oricât s-a chinuit mama să facă căldură, era frig, eu vreau să stau afară, m-am dus să stau afară, nu m-am dus să stau în casă și era frig. Am fost și la mama, că da, nu puteam să mă duc la Cluj și să mai aveam puțin până la mama, adică am făcut 2 ore până la mama și n-aveam cum să nu mă duc. De acolo n-am mai făcut vlog, acolo este o altă discuție și pe care n-aș vrea să o bag neapărat în vlog. Și n-am făcut vlog, că nu, și a fost și frig, repet, a fost frig. Chiar e frig. Așa, și nu, n-am mai... mă bucur foarte tare că m-am întors la vară. Asta da. Uite, asta e iar o chestie, că totuși clima de acolo este mai rece decât asta din zona asta în care stau și... nu știu dacă... Asta cred că ar fi un impediment ca să mă mut la Cluj. Dar, în rest, mie mi-a plăcut foarte tare.
Am zis, spuneți-mi dacă vă place formula asta în care vă arăt imagini de diverse locuri și după aceea stăm și povestim. Și sper că după clipul ăsta să intrăm în normal cu postatul, că și eu sunt capie de cap, credeți-mă, nu numai pe voi v-am căpiat. Vă pup, vă iubesc și ne vedem în următorul clip. Ciao!